La Linella am dat startul sărbătorilor de iarnă. La 21 decembrie 2012, la oficiul nostru, am avut niște invitați deosebit de speciali. Este vorba despre 30 de copii extraordinari din familii social vulnerabile veniți tocmai din satul Cotiujenii Mari. Evenimentul a fost planificat din timp, în cele mai mici detalii. Am decorat sala mare din oficiul Linella cu argint și globulețe colorate. Am împodobit bradul, am pregătit crăciunei, copturi și cele mai gustoase bucate pentru micii oaspeți. Bradul a fost vedeta serii, iar invitatul de onoare, desigur, Moș Crăciun. Pe post de ajutori ai moșului au fost angajații, partenerii și furnizorii Linella, care au avut grijă să încarce pe cei mici cu cadouri, dulciuri, hăinuțe și jucării. Le suntem foarte recunoscători tuturor pentru bunăvoința și entuziasmul de care au dat dovadă. Vă mulțumim! Dumneavoastră ați adus zâmbetul pe fața acestor copii. În schimb, am fost răsplătiți cu un program special de anul nou, cu poezii, cântece, urături și colinde de iarnă. Pentru câteva ore ne-am simțit din nou copii, din nou acasă, ca într-o mare familie. Le mulțumim educatorilor și tuturor persoanelor care au grijă de acești copii și care au pregătit acest program deosebit. A fost una dintre cele mai frumoase zile de iarnă, iar aceasta confirmă încă o dată că nu este bucurie mai mare decât cea împărtășită cu alții. Linella, hai să fim mai buni!